Salutare la toată lumea, Ștefan aici de la proiecte diverse DIY. Avem o jucărie nouă de la solartech.ro. O să vă las linkul în descriere. Un multimetru pentru panouri solare. Avem pacientul aici și multă umbră. Un Victron de 175W, 12V. Și aici să vedem ce face, cum face. Jucăria nu are baterii. Se alimentează direct din panou. Deci a nu se folosi noaptea. Primul lucru care trebuie făcut, se îndepărtează folia. Așa arată bobița în toată splendoarea. E vreo 489 sau 499. Ăsta e modelul, mai e unul cu 1600. Adică 5800 de W. Știe să testeze 12V 60, 0,35 amperi. Și mare jos, 4 panel below 60 volts, bla bla bla. Aici avem MC4. Mai avem un rând de crocodil, dacă avem de măsurat direct sau panourile nu au MC4 pe ele, a se observa plus că vine în minus, da? Așa e la solar panel. Și plusul, adică minusul de aici, are mufă de plus și vine în minus. Iar începem cu male, female. Da, v-am zis la tablourile alea de la Eti. Mare atenție, montatorii știu despre ce e vorba, dar dacă vă faceți pe acasă, că știu că vă mănâncă degețelele, trebuie păstrată polaritatea. Și știi că asta e mufa de plus și asta de minus. Și când ajungi cu mufa de plus așa și cu asta zici, wow, ce se întâmplă? Da? Deci avem plusul aici. Văd că noi să-i dăm pe auto, vedem ce ne zice. Gândește un pic. Avem 1, dar nu se vede. Aha, acum. 1,51W din 175, 18,9V, 0,9A. Testul complet. Îi dăm un pic de lumină, e umbră totală aici. Ora 4 jumate, 5 fără. Asta și subliniam. Da, deci 1,3-1,4W înseamnă 1% din ce poate el în soare. Am repetat și repet, eficiența panourilor este foarte mică. Deși se visează 1000, da, 1000 de W pe metru pătrat, asta e la amiază, să zicem între 11 și 3, când soarele bate unde trebuie să bată pe panouri și la o temperatură mai mare de 25 de grade. Hai să-i aplicăm un 32.000 de lumeni, să vedem dacă se întâmplă ceva. Facem perpetuum mobile, intră lumină, iese curent. Și ce să vezi, nu s-a întâmplat nimic, nu-i place. Deci lampa asta cu LED n-are UV. Ho-ho! Și ea mai mare. Vedem dacă îi găsim undeva în soare. Da, până la urmă nu ne interesează panoul. Ne interesează testerul. Are și luminițe dacă vreți. Le mai dăm un auto. E foarte bun să-ți faci o idee dacă funcționează sau nu panou. Ce curent scoate, cum scoate.
E foarte bun în geanta electricianului. Da. Cam asta la video ăsta. Sper să-mi aminte să vă pun link-ul. L-am mai văzut la un coleg, ce că e foarte mulțumit de el. Acum rămâne de văzut în timp ce face. Am pupat, ne vedem la filmulețul următor.